Sănătate, prieteni, și bine v-am găsit din nou pe canalul meu. Astăzi vreau să vă prezint, să vorbesc despre un clește de la Nipex. De fapt, vreau să fac mai multe clipuri și să le pun într-un folder cu Nipex, cu scule de la Nipex. De data aceasta, un clește pentru instalatori. În alte părți îl găsim în alte moduri. Dar, cumva, indiferent cum îl căutăm, cum îl găsim, e vorba despre aceeași sculă. În alte părți spune așa, clește, cheie cu reglaj automat, cu mânere multicomponent, Nipex de 250 de milimetri. Dacă vă uitați, Nipex, logo-ul acela frumos din fier forjat, made in Germany, de acolo se apasă, se reglează foarte bine toți parametrii. Are o scală, dacă vă uitați acolo, are o scală unde se vede 52 de milimetri. Deci el are o deschidere undeva de la 0 până la 52 de milimetri. Vedeți, e exact paralel. Spune că înlocuiește cu succes un set de chei. Deci dacă eu am cumpărat mai multe din acestea, am cumpărat acesta de 250 cu un RB component pe partea asta altă. Vedeți, de la 52 de milimetri și până la de la 0 până la 52, dar poate să fie și imperial până la 2 țoli. Deci cumva metric și imperial se poate ajusta oricum. Dintr-o parte în alta, aici în vârf, am măsurat cu ruleta, are 52 de milimetri. Poate s-ar putea să aibă chiar dacă 53, dar atenție când e închis, dacă îl deschizi mai tare, dacă măsor cumva cu, pentru că el are așa o toleranță, închis-deschis, dacă îl măsori din alte parte, s-ar putea să fie mai mult. Vedeți logo-ul acela frumos, Nipex, diferite date. Hai să vedem un pic codul. Are ca și cod 8602250, nu? Și spuneam, înlocuiește cu succes un întreg set de chei. Eu am mai multe genți cu scule, când mă duc la câte o intervenție sau ceva, la un reglaj, și totdeauna am într-una din genți și o sculă din aceasta Nipex, pentru că dacă îți trebuie o cheie de 10 la ușă de garaj sau la ceva, la o mașină, dacă îți trebuie o pârghie ca să, da, vedeți un pic la fălcile acelea ce fin îi. Hai să mai văd un pic, să vedeți un pic, vedeți paralelismul între ele. Atât la ciocul acela, cât și peste tot are aceeași dimensiune. Deci nu într-o parte mai mult și într-o parte mai puțin, se prinde foarte bine. Dacă vedeți, vreau să vă arăt un pic, vedeți ce îngust e, cu totul că are, să zic așa, o îndemânare foarte mare și destul de larg pentru 52 de milimetri, pentru 2 țoli, și dacă te uiți din zona aceasta, vedeți cât de îngust e, pentru tot felul de țevi, de șuruburi, pentru instalatorii foarte bun. De fapt, recomandarea lui Nipex e destinată pentru instalatori, dar pentru orice nevoie, pentru orice intervenție, e foarte bun. Și are acolo tot felul de, ca să pui degetele, ca să creezi o pârghie mai bună, să ajustezi mai bine. Vedeți acolo unde frec cu degetele. Îți dă cumva un feeling foarte bun. Are șurubelul acela care cu ușurință, vedeți ce ușor deplasez și măresc cheia dintr-o parte în alta. Foarte, foarte bună. Deci pentru blocuri în care îți trebuie la baterii de baie, unes cromate, unes tot felul de
lucruri sensibile, de muchii, de șuruburi, de tot felul. Acesta, noi ca și un cobra care să aibă dinți pe ea, are fălci exact ca și o cheie normală. Spuneam până la 52. Diferite lucruri care mi-au plăcut, nu îi foarte ieftin. Cu toate că eu am cumpărat mai multe scule Nipex, spuneam că vreau să creez un folder și să prezint diferite pentru că sunt foarte bune. Zice că funcționează foarte bine și ca și înșurubare. Există variantă nu numai cu mâner multicomponent, există și cu mâner simplu, există și variantă nichelată, ca să nu ruginească. Ceea ce aș băga de vină aici, când am cumpărat, nu era varianta aceea cromată și poate să ruginească dacă ții într-o utilitară, acolo unde sfălcile alea s-ar putea să prindă puțin, deci nu aici cu negru. Dar acolo chiar în vârf, la fălcile acelea, s-ar putea să prindă rugina după un timp, dacă ții în scule afară, în mașină. Și mi-ar fi trebuit una, să zic așa, nichelată, dar nu a fost. Cele nichelate sunt fără mâner bicomponent, mie mi-a trebuit așa, ca să fie mai maule, să fie mai... mi-a trebuit cum îl ții în mână. Există diferite mărimi, de la 150 și până pe la 400, am văzut, dar mie de 180, 150, 250, mi-e foarte bună, s-ar putea să cumpăr una de 300, dar acestea înlocuiesc foarte bine... înlocuiesc foarte bine cheile, care în loc de un set de chei întregi poți să duci acesta cu tine și până la 2 țol, până la 52 de milimetri, merge foarte bine, ai o putere fantastică, e o sculă foarte bună, spuneam, nu e ieftină, dar te ajută foarte mult în diferite gradații aceea, ca să vezi până la cât să deschizi, te ajută foarte mult. Vedeți acolo în triunghiul acela e până la 52. Sper să vă fi plăcut. Cum funcționează? Sunt clipuri o grămadă pe internet. Cum funcționează ele? Nu am neapărat acum la îndemână să strâng, să vă arăt oricum. Eu am vrut să-i fac o prezentare, nu neapărat ca să vedeți cum să strânge, pentru că instalatorii știu despre ce e vorba. E foarte îndemnoasă, foarte, foarte bună și sfatul meu, m-am uitat și la alții cum ce scule au în geantă, aproape toți au și aceasta. Foarte bună, așa cum am tot repetat. Până data viitoare, sănătate, nu uitați să vă abonați, să dați un like și ne auzim cu bine!